Președintele Franței Emmanuel Macron le-a propus lui Vladimir Putin și Joe Biden, cu care a vorbit duminică la telefon, să aibă o întâlnire directă, iar liderii rus și american au fost de acord în principiu cu acest summit, anunță Palatul Elysée. Casa Albă a confirmat ulterior că președintele Joe Biden a fost de acord în principiu să aibă o întâlnire bilaterală cu omologul său rus. Summitul SUA-Rusia va fi pregătit de secretarul de stat Antony Blinken și de omologul său rus Sergei Lavrov, cu ocazia întâlnirii pe care aceștia o vor avea joi 24 februarie. Potrivit propunerii franceze, după ce vor vorbi direct, Putin și Biden ar urma să participe la un summit lărgit cu toate părțile interesate pe tema securității și stabilității strategice în Europa. Reuniunea la vârf poate avea loc doar dacă Federația Rusă nu invadează între timp Ucraina, precizează comunicatul administrației prezidențiale franceze.